place și la fotbal? Dar vrei să joci și baschet? Voi știți cât vă înalță baschetul? Voi știți ce frumos vă face? Da? Bună ziua, dragii mei! Toate sporturile sunt frumoase! Președintele Asociației Județene de Baschet și președintele clubului Baschet Atletic, domnul Andrei Talpeș. Am lăsat-o la urmă pe colega mea, Mariana Solomon, pentru că dânsa alături de mine, fiind handbalistă, înțelege foarte bine. În județul Constanța contează foarte mult solidaritatea echipei sportive a tuturor oamenilor care își dau mâna pentru sport. Nu doar cei care practică, ci și cei care pot să vină să sprijine prin finanțare, prin susținere toate disciplinele sportive de la nivelul județului Constanța. Comuna Cumpăna a îmbrățișat acest principiu, sportul, un mod de viață la Cumpăna, minte sănătoasă în corp sănătos, încă din anii 2002, an în care am înființat Asociația Sportivă, în care, an de an, prin hotărâre a Consiliului Local, am înființat secții sportive, 17 la număr, până astăzi. Administrația Publică Locală, în parteneriat cu școala, în parteneriat cu Clubul Atletic Constanța, Clubul de Baschet Atletic Constanța, avem obligația să instruim în această disciplină. Pentru mine, atragerea unui număr de 400 de copii, 400 de elevi, la această disciplină sportivă, baschet, înseamnă enorm de mult. Nu vom reuși 400 deodată, dar când plec cu 40 de copii odată, având la dispoziție baza sportivă prin cele 3 săli de sport, printr-un complex sportiv pe care îl vom inaugura în data de 30 septembrie, toate acțiunile realizate la nivelul Comunei Cumpăna în acest an sunt sub auspiciul centenarului. Sportul înseamnă educație, prietenie, fair play, înseamnă rezistență la această perioadă în care nu ne găsim drumul, dar ne vom găsi pentru acești tineri minunați. Fără crede că ne facem complimente, trebuie să spunem adevărul așa cum am învățat noi la sport. Cumpăna reprezintă astăzi pentru România și pentru orașele, numai comunele din România, un model. Aici infrastructura sportivă există și există de o calitate în care poate își doresc foarte multe orașe din țară. Dar până atunci, de ce aici și nu în altă parte, probabil că o să se facă într-o altă zi această analiză, vreau să-mi permiteți să-i dau cuvântul doamnei director Mariana Solomon, care se bucură cu siguranță de această zi minunată. Cred că și-ar dori cât mai multe întâlniri de acest gen. Ne bucurăm că Baschet Atletic, ca de fiecare dată, face un pas în față înaintea altor structuri sportive. Dacă la basketul 3-3 au fost cei care au organizat la Constanța primele turnee, acum fac pasul către mediul rural, unde este o bogăție nesperată de talente. Și sunt convinsă că reușita va veni, dacă avem răbdare în timp. Este adevărat, am muncit foarte mult pentru a ajunge la acest nivel, însă atunci când pui pasiune și muncă, nu ai cum să dai greș. Am fost atrași de acest proiect, deoarece la Cumpăna sportul este un mod de viață. Infrastructura este la un nivel la care nu există în județul Constanța. Suntem bucuroși să ne aflăm aici. Cu siguranță vom reuși să facem lucruri foarte frumoase împreună pentru acești copii minunați și de băiești de să ne făcăm de treabă. Mulțumim.